Bună ziua! Acesta este Sony Ericsson T715, un telefon anunțat în luna iunie 2009, lansat în septembrie 2009, un telefon cu cameră de 3,2 megapixeli, poate face poze la 2048x1536 de pixeli, are și LED flash. Sus avem senzor de lumină. Telefonul este și 3G, să nu se confunda, că nu este o cameră secundară. Este un telefon care are 3G, dar nu are cameră secundară, este senzor de lumină. Butoanele de volum pe lateral, butonul pentru cameră. În partea cealaltă, mufa de încărcare. În semnul microSD, vă arăt imediat și slotul pentru microSD. Difuzor, separat de cască, ceea ce este un lucru important pentru MP3. Jos codul aparatului T715. Am desfăcut capacul din aluminiu, slotul pentru card, micro M2, suportă până la 4 giga, bateria BS33 de 950 mAh. Să intrăm în meniu, avem aici tastă rapidă pentru shortcut, aplicații care rulează, ne notăm noi evenimente și browserul de internet. Intrăm în meniu, meniu clasic de Sony Ericsson. Ce vreau să vă mai spun, că este un display de 256.000 de culori TFT, 240x320 de pixeli, are 2,2 inci, v-am arătat dimensiunea. Meniul Play Now, diferite aplicații UAP. În România le putem seta pe cele de la Vodafone, Orange sau Cosmote. Browserul de internet. Dacă vine vorba de internet, ne putem conecta prin intermediul 3G-ului. Telefonul dispune oricum și de GPRS clasa 10 și Edge clasa 10. Meniul de entertainment, specificele funcții de la Sony Ericsson, Track ID de recunoaștere o melodie, Video DJ, Photo DJ, Music DJ, edităm videoclipuri, poze, melodii, jocurile, Block Breaker, Brick Breaker, Kasparov Chess, Sudoku, bineînțeles putem descărca prin intermediul browserului de pe internet de la Sony Ericsson. Haideți să vă arăt cum se mișcă și un joculeț. Da. Dăm skip. Se vede foarte drăguț acest display. Se aude foarte bine. Cred că la MP3 vom fi surprinși. Telefonul vibrează când atingem o cărămidă. Ieșim din aplicație. Remote controlul pentru Bluetooth, record sound, demo tour. Este o reclamă la acest model. Culoarea aceasta, Galaxy Silver, care avem și noi astăzi prezentată. Mai avem și pe roz, pe stoc. Deci eram la entertainment, media, muzică. Haideți să vedem. Este la maxim. Toți un pic să derulăm mai spre mijloc. Mă scuzați, am apăsat din greșeală pe azi. Da.
Deși nu este un aparat Walkman, să știți că se aude foarte bine acest difuzor. Are rezonanța foarte bună. Chiar surprinzător de bine se aude, să știți. Meniu de mesaje, meniu de cameră. Să facem și o poză. Nu cred că sunt probleme cu aceste poze. Sunt făcute cu această cameră 3 megapixeli. De obicei, pozele făcute cu acest model de cameră Sony sunt foarte, este foarte clare. Alarmele, diferite alarme. Contactele, suportă 1000 de contacte, plus fotocol. Radioul ne cere să conectăm căștile pentru pe post de antenă. Căștile, mai avem un pachet și un încărcător și manual instalare. Acesta este pachetul. Organizator ne arată ce avem pe telefon, pe card, pe ambele. Aplicațiile, AccuWeather, calendar, wallpaper, Facebook, diferite aplicații, după cum vedeți sunt, trebuie să le descărcăm, Twitter-ul, YouTube. În rest, aplicațiile specifice pentru Sony Ericsson. Setări. Meniu de convorbiri. Haideți să vedem cum se vede totuși și poza care am făcut-o mai devreme. Ne-a băgat salvat-o aici. Telefonul dispune și de geotagging. De ce spun asta? Pentru că ne spune că are această opțiune View on Map. Și putem vedea acest lucru prin Google Maps, dar nu suntem conectați, nu avem setările făcute pentru internet. Cum spuneam mai devreme, n-am precizat, MP3-ul m-a surprins cum s-au de acest difuzor. Telefonul dispune de MP3 și MP4, AAC player, WMA player, suportă și H263 player. Cred că am trecut totuși în revistă cam ce... Stereo radio, radio este stereo și are și RDS. Bluetooth-ul este varianta 2.0. Cam acesta este Sony Ericsson T715, un telefon cu slide, cameră 3 megapixel și destul de mic ca mărime, să știți. Are decât 96 de grame, nu este nici foarte greu. Sony Ericsson T715. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru, telefonul tău.eu.